Aș începe cu Florin. Cât de greu crezi că îi va fi lui Mirel Rădoi să-și găsească din nou echipă în Liga 1? Îi va fi greu Vorbesc să-și de găsească... condițiile în care a plecat și de la FCSB, dar mai ales de la Craiova, unde pot spune că i s-au făcut poftele. Da. Nu știu până unde i s-au făcut poftele, dar a fost primit cu brațele deschise și ca un antrenor care era văzut ca antrenor care poate să aducă titlul la Craiova. Da, cred că îi va fi greu să-și găsească un club ca și Craiova, sau de același nivel, sau de nivel asemănător. Că dacă o să-l vrea Chindia... Îl vezi ducându-se la Chindia sau la Botoșani, uite... Nu, nu-l văd. Păi tocmai asta nu-l e, văd. Pentru că noi aici asta vorbim acum. Mirel are 42 de ani, cam așa. Bun. El a început antrenoratul foarte sus, deși atunci încă n-avea licență. La Steaua, meciuri, cupe europene, nu știu ce. Bun. N-a ținut figura acolo. 4, 5, 6 luni, nici atâta. L-au pus pe Neațiții Dumitriu pe acolo, bun. După care începe U19, practic U21, pardon, da, un traseu firesc, care îl propulsează la echipa națională în momentul în care el avea 14 sau 17 sau 18 sau câte meciuri antrenate la nivel de seniori. Cred că este cazul unic în lume. Să preiei o echipă națională, au fost unii care n-aveau niciun meci antrenat la seniori. Hagi, Beckenbauer, Platini. Au fost, cine au fost? Ceva. Și dintre ei, Beckenbauer a câștigat campionatul mondial. Întâi a jucat finala și după a câștigat campionatul mondial. Deci el avea până în 20 de meciuri antrenate la senior când a luat echipa națională. Și acum are încă vreo 20 la Craiova în toate competițiile. Deci în momentul ăsta, noi vorbim de Mirel Rădoi, totuși, este un fost selecționer, dar este și un antrenor cu circa 40 de meciuri, adică un campionat plin la nivel de senior în România. Dar și un fost jucător cu multe milioane în fond. Asta e altă discuție, asta e alt aspect al discuției. Eu nu cred că l-au interesat, că nici aia n-a fost bună discuția, Cârțu, că ți-am dat 15 mii, ca la ceilalți nu cred că a fost ok. Pentru că, nu, dar eu am bani, nu depind de... Da, asta sunt discuții. Asta independența asta financiară... Până... Asta îți oferă o libertate... Și, cum să spun eu, facilitatea de a alege, dar mai ales de a refuza. Că altuia care e foame și care a jucat divizia B, dom'le, se duce unde îl cheamă. O am, acum mă duc, semnez, mă dă afară. Textul celorlalți este și ce să fac? Te-ai dus acolo, pe ce să fac? Stau acasă. Ăsta e textul. El a stat mult acasă până... Păi n-a stat, că a stat 7-8 mult, luni. Mult în sensul că a avut destule oferte în perioada asta, dar nu a stat așa mult, că din noiembrie anul trecut până acum când a preluat... Eu nici nu-l văd luând altceva în România. Decât? Decât la Rapid nu-l văd din chestii identitare. Nu, niciun caz. Niciodată, niciun pentru că el e prea bine lipit de inima steliștilor și față așa cum nu-l văd pe Jumudică la FCSB vreodată. E, nu. Categoric. E, nu. Categoric. Poate nu-l vezi la CSA, de la FCSB. Categoric. Cât timp e Gigi Becali acolo și există relația asta între ei? Păi tocmai de-aia, că e Gigi Becali acolo. După aia nu văd unde, poate la CFR, dacă pleacă la un moment dat... Dar la un FCU l-ai vedea pe Mirel Rădoi? Bănel? La Mititelu? Nu cred. Poate doar ca act de vendetă. Nu. Nu cred. Revanșar. Nu cred. Niciodată. Pentru nimic. Nu, eu mai degrabă îl văd mergând... tot în Emirate, unde a făcut carieră ca și fotbalist, a fost foarte apreciat, respectat și... Da, vine cu un CV în care are și postul adică de selecționer. Tot timpul foștii selecționeri au luat drumul... Da, drumul cămilelor. Dubaiului. Da, da, vezi și cu cămilele astea cum e, că sunt cămile și cămile pe acolo. Știu. Vine și Mudică... După Argentina, Arabia Saudită a fost o cămilă. Și, după ce exact. A ieșit Arabia Saudită, e altă cămilă. Nu, dar acum vine că se duce Ronaldo la Nasr, vine altă cămilă. Și vine și Mudică și spune, cămile? Care-s cămile? Că uite, mai vine o cămilă de 180 de milioane, de 100 de milioane, pan. 200 milioane în 2 ani. Da. Uite, mai vine o cămilă. Dar pe Rădoi nu-l vezi la FC Botoșani? Nu, nu cred. În primul rând, că a zis domnul Iftimie că nu-l interesează.